ultima ședință din luna august, facem ceva recapitulativ și începem cu acest atac dublu. Avem 5 exerciții de atac dublu. Cine îmi poate spune cu albul în această poziție, albul are două posibilități de a face atac dublu. Dintre voi patru, ei doi lăsați că așa. Am zis, voi doi, o să vă întreb și pe dumneavoastră mai încolo. Dar momentan exercițiile sunt, deci albul la mutare. Zi Ingrid. Turce 7. Este unul dintre atacuri, este un atac dublu, da? Și zice alternativă corect, adică este o mutare bună. Dar, așa cum zicea Emanuel Lasker, al doilea campion mondial de șac, când vezi o mutare bună, uite-te după alta și mai bună. De fapt, albul are o mutare și mai tare aici. Zi, Eric. Damă de 3. Felicitări. Damă de 3, șac și tur, da? Bun. Și după bye-bye. Al doilea exercițiu de atac dublu. Daniele, zi-mi cum faci cu albul aici un atac dublu pe care îl construiești efectiv. Asta nu înseamnă că dacă îl întreb pe Daniel, Milena, dacă o vezi, poți să-mi răspunzi și tu. La fel și Ingrid, la fel și Eric. Nebun de 3. Nebun de 3. Ia fi atent aici ce zici. Greșit. Păi îți bate. Am găsit! Îți bat și schimbi și nu câștigi absolut nimic. Nu e las ca aia câștigi apa. Câștigi un nebun. Așa da, câștigi un nebun dacă știi ce să joci. Ingrid, vezi mutarea? Milena, vezi? Zi, Erica, văd că... Ia uitați-vă la mutarea asta. De asta spun că este construcție. Turnia pe F1. Zici, pe ce, Doamne, iartă-mă, faci? Dai un turn pe un nebun, dar după ce bate, aceste două piese sunt în acest moment pe aceeași diagonală. Și practic, ce am făcut? Am dat o tură, dar am luat o tură și un nebun. Adică am rămas cu un nebun în plus. Efectiv, aici, albul are un nebun în plus. Câștigă pe rând, da? Să știi, Iuliane, că am vorbit cu Marius. Și Marius mi-a și spus ce să fac cu tine dacă cumva ești... Te bag în camera elaltă. Am înțeles că acea cameră este o cameră de tortură, de detenție. Da. Mi-e place acolo. Ne ducem acolo? Hai, duceți. Nu. Atunci stați cu mine. Bun. Deci albul la mutare, zi Eric. Foarte bine. Deci turn de 4 și el când bate, bat cu celălalt turn și în acest moment am realizat atacul dublu de turn, adică atac și regele și nebunul de la D1. Și evident că acum bat nebunul de la D1 și am rămas cu o piesă în plus. Milena, pentru că n-ai răspuns deloc. E bine, nebun. Aici este un atac dublu de o piesă și un câmp, Milena. Ți-am spus, tot timpul atacul dublu se realizează ori asupra simultan a două piese adverse, ori asupra unui piese și a unui câmp. De exemplu, acest câmp de la H7, dacă aș ajunge cu dama acolo, ar fi mat, ca așa și avea baterie damă nebun. Unde mut dama? Și ori dau mat la H7, ori îl pap pe ăsta, care e neapărat. Corect, foarte bine. Deci, încă o dată, am atacat atât turnul din A8, cât și acel câmp de la H7. El se apără de mat, dar noi zicem, iam. Popăm, da? Bun. Ingrid,
ultimul și scăpăm de atacul dublu. Yeah. Ingrid, întrebarea pentru noi este următoarea. Suntem cu negru și pionul ăsta mai are un pas, se transformă. Dar suntem cu negru, suntem la mutare și normal am vrea să-l păpăm. Întrebare pentru tine, Ingrid. Pot să-l bat? Nu cumva albul ar avea dama C5, șah și tur? Deci pot să-l bat? Ba da, pot să-l bat. Ia, uite-te acolo, fiată. Când iau pionul, el îmi dă într-adevăr șah și tur, dar eu mut turn în fața regii. Am scăpat de tot. Da? Și am rămas, ți-am luat pionul. Și practic aici materialul este egal, pentru că un turn, un cal plus un pion face cât o damă, nu? Deci poziția asta este egală, da? Am trecut 90%. Următorul mic capitol. Urculița. Urculița, încă o dată, deși știu că domn profesor Marius v-a învățat că urculița nu există, e tot atac dublu, dar adevărul ăsta este. Așa zic șahiștii de peste hotare la furculița de cal și de pion. Ce mută albul aici cu acest cal să atace și nebunul, și regele, și turnul, și turnul, și dama, și pionul? Cal de patru. Cal de patru. Bravo, cal de patru. Felicitări. Furculiță regală, da? Furculiță royală. Ingrid, ce muți cu albul aici, Ingrid? Furculiță de cap. Foarte bine. E șac și tură, da. Deci el mută săracul din rege și eu ți-au tura. Felicitări. Eric, aici avem parte de o furculiță de pion. Ca să înțelegeți toți patru, Iuliana, nu mă deranja, te rog eu frumos. Ca să înțelegeți toți patru, aș vrea să ajung cu acest pion aici. În momentul când ajung cu acest pion aici, îmi atacă simultan și nebunul și calul. Cum ajung cu tempo acolo? Ce mută negru aici? Zi, Daniele, cum? Pion de 5. Foarte bine. De ce zic cu tempo? Pentru că albul trebuie să-și mute nebunul. Nu-i mai fac. Dacă nu mute nebunul, ți-l iau direct. Nu trebuie să mă mai duc în față. De exemplu, deci dacă albul mută aici nebun pe 2, eu ți-au nebunul, bye bye. Asta înseamnă cu tempo. Albul trebuie să-și mute nebunul. Dar în momentul când își mute nebunul, bibi. Și ți-am luat una dintre cele două piese ușoare. Da? Albul la mutare. Dar din nou, asta se bazează puțin pe un mic sacrificiu în care albul dă un turn și un cal pe damă și un pion. Adică dă o puncte, dar ia 10. Cum se realizează acest schimb foarte favorabil pentru albul? Pentru că în acest moment, la prima vedere, nu se întâmplă nimic. Ingrid, dacă dama asta ar fi aici și albul ar fi la mutare, ar putea să dea șah și dama cu calul? Da. Dar dama nu este aici. Ce mută albul să atragă dama pe câmpul A8? Zi, Eric. Foarte bine. Turn A8. Zici, păi bine, dar mi-o dai degeaba. Da, dar ți-am atras dama unde nu trebuie. Dama ia pe 8 și acum încă o dată. Cal C7. Șah și dama. Nu șah și tură, nu.
îți am dat deja o tură. Și în momentul când el mută, îți iau dama și ți-am dat un tur și un, cal și ți-am luat o damă și un pion. Adică ți-am luat 8, ți-am dat, nu, ți-am dat 8 și ți-am luat 10, nu? Te-am păcălit, nu? Albul la mătare. Trebuie să dăm aici. Șah și damă? Da, ori șah și damă, ori eventual să-l faci mat. De exemplu, poți să joci cal pe 6, e asta aici. Da, tot și damă. Și când îi ataci dama, dar mai ataci un câmp, ataci câmpul H7. Ăsta se cheamă matul arab. Ia să vedem, dacă mută din damă, albul îi dă matul arab pe tablă, tur H7, șah și mat. Așa se cheamă acest mat, conlucrarea dintre tur și cal, și regele advers este pe, la un, într-unul din colțurile tablei. Al șaselea exemplu, scăpăm și de curculițe. Cine e la mutare? Cred că e negru. Stai să... Da. A mutat damă B8. Cum se cheamă? Nu, baterie. Deci când ai două piese care bat asupra aceluiași punct, de exemplu, sunt două pe aceeași coloană, pe aceeași linie, aici avem o damă și un turn pe coloana B. Ia să vedem ce joacă albul și în acest moment albul a jucat cal de 5, mi-a făcut furculiță de cal. Mi-a atacat simultan și turnul de la E7, pe care vrea să mi-l ia cu șah, dar și turnul de la P6. Însă este o mare prostie asta. Albul a gafat urât de tot. Ce joacă negru aici? Ia, hai să calculăm un pic, să vedem câte bătăi avem pe acest pion. Să numărăm împreună. Turn, damă și nebun. Deci avem 3 bătăi. Iar câte apărări are? Nebun și rege. Asta înseamnă că putem să batem, pentru că el nu mai poate bate a doua. Deci când bat cu turnul, cu șah, dacă el bate, bat cu dama și mat, sărutul morții, da? Dama fiind apărată de către nebun. Hai să vedem ce mută. A. Bun. Mat în? Două mutări. Două mutări. Foarte bine, zi. Dama... Dama ce... B2. Nu că la B2 încă e turnul negru, nu. E turn B1, șah dublu. Încă o dată. Turn B1 și turnul este apărat de damă și regele ăsta primește șah și de la turn, dar și de la nebun, șah dublu. Când primești șah dublu, ce poate regele advers să facă? Doar să fugă regea 2. Și acum... Ingrid spune ce mută negru și dă mat într-o mutare. Știi tu? Da, mă, B2. Nu, că ți-o iau cu nebunul. Uite, ca să nu, ca să eu te uite ce e. Try again. Pentru că îmi bate cu nebunul, dama. Mai pot de fericire, dar nu ți-o iau cu pionul. Ai joacă. Nu, că nu e ăla nici din șah. Nu, pur și simplu, tu n-am unul mat eu. Bine. Este apărat de către nebun și regele ăsta nu poate să iasă pe coloana B datorită damei din B8. Nu? Bun. Terminarăm și cu furculiță. Ia să vedem, 90%, am greșit una singură, asta înseamnă că suntem tătici. Legare. Ați făcut legarea? Cu domn profesor? Nu, nu avem pentru.
N-ați făcut niciunul legare? Deci, ai făcut, Ingrid, de legarea, nu? De câte feluri este legarea? De două feluri. Legare totală și legare parțială. La legare totală, în spatele piesei legate, ce este? Legare este și de tu și de nebun. Da. Dar la legare totală, ce este în spatele piesei legate? Regele. Deci, efectiv, acea piesă este total înghețată, cum este cazul aici. Tu, dacă vrei, nu poți să bați acest, să muți acest turneu. De ce? Că e legat. Da? Stai să facem așa. Și atunci, suntem cu negru, nu, jucăm cu albul, văd, nu putem juca cu, da. Jucăm cu albul și putem să, ce? Ce vrea asta? Să profităm de legarea aceasta, nu? Da, zi. Pentru că unul ne bate cu nebunul. Trebuie să ne uităm. Eu cred că mai bine ar fi nebun pe 3. Ia uite, vezi? O dădui și un bar. Atunci îl bat și domnul. Uite, nici nu mă uit la prostii. Nebunea pe B5 cu 7. E o piesă degeaba. Băi, Iuliane și cu David, mă, terminați-vă, mă, încercați să jucați șah cât mai normal. Bun. Daniele, ce piesă neagră e legată aici? Turnul. Foarte bine. Deci este legată de nebun. Deci acel turn este legat total, în spate este rege. Deci turnul ăla nu poate să mute nici să-l împuști. Ia uite, nu te las. Dar plus că noi suntem cu albul la mutare. Ce ai mutat cu albul aici? Ion E5. Bravo! Bravo! Deci acel turn fiind legat total nu pleacă niciunde. Asta e prindere piesă pe pune presiune pe piesa prinsă. Deci piesa prinsă este turnul. Și vreau să le iau degeaba. Joc E5 și pe urmă ți-l bat. Cu pionul ți-l bat, da? Deci, apropo, încă o dată, să nu cumva să-l batem cu nebunul. De ce? De ce, David? Ia uite-te acolo. Ia regele. Nu. De ce nu-i bine să bați cu nebunul aici, acest turn? Ești cu albul la mutare. Trebuie să bați cu pionul. Nu, nu e vorba de pat. Zi, David. De ce nu-i bine să bați așa, uite, că îmi dă traie el? Eu nu cu pionul că să faci un pion liber, tu să-ți poți să-i și rege, să-ți poți îmi da o lucrură ce... Și ce dacă? Nu este răspunsul corect. Care e răspunsul corect? Pentru că schimbă pionii, David! În joc pe 6 și te apucă plânsul. Rămâi cu un rege și un nebun contra rege. Poți să-l dai mat? Nu. De aceea tu trebuie aici să bați cu pionul. Da? Să eviți tot timpul feșas. Am spus. Nu ai spus că ăsta devine liber. Nu mi-ai spus că negru, după nebunea pe D6, poate schimba ultimul tău pion de pe tablă cu feșas. Și, scuze-mi expresia, faci ceva pe el de nebun. Degeaba l-ai în plus. Rege de 7 și pe urmă vine... Îți arată și rege F5 și îl păpăm și nici nu-l papă ăsta, uite, îi dă șah și dă șah și transform în damă, da? Oh, Doamne, Doamne, Doamne! Eric, zi, negru la mutare, uite și identifică ce piesă albă este legată. Nu total, dar totuși în spatele ei este damă. Zieri. Cal. Cum pui presiune pe el? Deci ăsta e un cal legat. Nu e bine să-l bați, pentru că dacă-l bați nu câștigi nimic. E un simplu schimb. Dai un nebun și e un cal. Ăsta este
Pune presiunea pe piesa prinsă. Pipi on the pipi. Fără. Zi. Pionepat. Felicitări. Corect. Și după ce joacă H3, ce joci? Bați cu pionul, pur și simplu, că nu poate să-ți bată nebunul, că e dama. Da? Eu. Și bat și pur și simplu ți-am luat o piesă întreagă în plus, da? Ți-am luat calul de acolo. Albul la mutare. Ia că stare curioasă. Piesa legată? Da, cu piesa legată. Deci astea sunt exerciții de piesă legată. Inclusiv pionii pot fi legați. Dar așa, în spatele cui să fie? În spatele... Foarte bine, pionul din G7 este legat. Asta înseamnă că el nu apără acest pion. El îl apără doar cu numele. Dar nu îl apără. Și atunci albul mută și dă mat în două mutări. Zim Milena. Felicitări. Dam în H6 cu șah, nu pot să bat, trebuie să mut din rege. Și acum vine mat. Sărutul morți. Da? Bun. Aici albul mută nebunea pe F7. Înțelegeți? Deci, încă o dată, ca să înțelegeți acest așa zis sacrificiu, dar nu e sacrificiu. Calul ăsta cum este? De la F3. Legat. Dar este legat total? Adică în spate e rege? Nu. Deci dacă vreau, pot să-l mut. Și atunci albul aici bate la F7 și după regia pe F7 mută calul cu șah. Wow. Nu la aici. Și după ce ăsta se duce, îmi iau piesa sacrificată înapoi. Ce a câștigat albul aici? Păi a câștigat un pion, pentru că a dat un nebun și a luat un nebun și un pion, dar ce e mai important, de fapt, zic eu, și vă rog să mă credeți că am dreptate, mai poate face negru rocadă? Poate. Nu. Odată ce ai mutat din rege, chiar dacă vii cu el înapoi, în poziție inițială, cum este aici, odată ce ai mutat din rege, la revedere. Tabără dragă, nu mai poți să faci rocadă, ca să nu crezi de că ce? Te mint. Păi de-aia, sunt... Dar e în șah? Nu că e în șah. Uite-te aici, ia fii atent aici. Deci hai să-ți dau ca să înțelegi. Deci E4, E5, cal pe 3, cal C6, nebun C4, pion de 6, rocadă mică, nebun G4, păi pion de 3. Eu credeam că aveam regele aici. Da. Ce să mai mute aici? Damă pe 8, să zicem, și îți dau șah. Și îți dau șah. Și îți iau. Degeaba vii, să zicem, cu damă la de 8, cal pe 3, dama e 7, cal C3 și încerc să fac rocadă. Nu mă las. Observi, Daniele? Că e dama. Nu că e dama. Că a mutat regele. Deci, încă o dată, dacă n-ar fi mutat regele, puteam să fac rocadă aici. Dar eu am mutat din rege, am bătut nebunul și deși m-am întors înapoi, degeaba m-am întors. Nu mai pot să... Deci, încă o dată, stai un pic ca să înțelegi. Dacă eu aici mut, să zicem așa, pot să vă arucat? Da. Deci, observ, Daniele, nu are nicio treabă cu dama. Dacă el n-a mutat din rege, poate să facă rocadă. Dar în exemplu pe care ți-l dădui, a mutat aici și după nebunea pe P7 ai mutat din rege și după șah degeaba vin înapoi cu el. A,
Ai mutat din rege. Că a mutat din rege, bravo! Deci te-ai prins chiar dacă... Deci, încă o dată, când nu mai poate face un rege rocada? E asta că este foarte importantă și chestia asta. Zi, Milena, când nu mai poate face un rege advers rocada? Un rege, când nu mai poate face rocada? Când? Corect. Corect. Din rege, foarte bine. Deci, când ești în șah, când treci prin șah sau aterizezi în șah, deci ai, când ești, când treci și aterizezi, trei chestii, da? Când ai mutat din rege, al patrulea, ce? Remisation. Și ce îmi spui mie? Remisation. Și ce îmi spui mie? Remisation. Să înțeleg că vrei să intri aici, nu? Yes. Da? Foarte yes. Bine. Am făcut remisul, domnule. Bun. Stai că mai avem una de aici și pe urmă trec la mai grele, da? Ia uitați-vă, ăsta e matul lui legal. Deci în acest moment albul bate la E5 cu cal. Acest cal nu este legat total. Deci cal ia pe E5. Pe ideea că dacă îmi bați calul, ți-au nebun. Ți-am luat-o un pion. Dar negru zice, păi stai tântălăule că ți-au dama. Și albul zice, păi stai tântălăule că-ți dau mat. Nebun ia pe F7, n-ai decât rege E7 și cal de 5 șahmat. Da? Bravo! Și acum, ca să nu mai râdă și Iulian, să încerc să facem altceva mult mai greu. Mutările intermediare. Mamă, ia să vă văd. Puteți să vină mai acolo, că nu prea vede. Da, pe mis. Stau aici. Negru la mutare. Deci albul numai ce s-a bătut dama. Dacă mă refer la ei, asta nu înseamnă că nu puteți și dumneavoastră să participați, Ingrid. Asta înseamnă că trebuie să te uiți acolo să te iată. Cale 3, nu? Care? Care? Calul de la fel. Calul de la fel la E3, nu? Da, exact. Ia să vedem ce zice. Ești bombonici? Bombonici cu alune. De la mai departe. Trebuie să iei ca să rămâi cu o piesă în plus. Pentru că, încă o dată... Nebun de 8. Rege de 8, exact. Deci, încă o dată, aici, dacă tu luai nebunul, el îți lua calul. Mutarea asta este o mutare intermediară. Cal din G4 la E3. De ce nu-i bun acest cal din F5 la E3? Pentru că la cal F5 E3, albul are tur pe 8. De aceea tu trebuie să joci cal din G4 la E3. Yes. Și acum să-l bați. Yes. Și pur și simplu ai joc cu o piesă în plus. Nu okay. Ies, dar ai dat-o în bară. Ai dat-o în bară. Ai dat-o în bară. Negru la mutare, mutare intermediară. David.
câștigă practic negru material aici. Cred că mi se pare. Un pion, da. Foarte bine, zic. Cal F3 direct, zici tu. Alternativă corectă. Eu zic să bați întâi. Da, e bat. Și pe urmă bați. Oh. Nu, împingi. Nu împingi. Doam cu nebun. Doam da cu nebun. Nu împingi, ai tățat. Împingi ca să atragi nebunul pe... Pe urmă, să, când îl ia, îți iei piesa înapoi, dar faci și furculiță de pion. Vai, nu? Noi văzăm acela. Da, da. Eu văzui exact atacul asupra lui H3. Da, și eu, și eu. Da. Albul la mutare. Timpul tău, ce? Zi. Da, cum să nu? Doamne, cum face? Na, că ți-am bătut. Turn 3-4! Nu merge, că-ți dăm mat pe ultima linie acest turn. Trebuie să ai o mutare intermediară aici. Mutarea intermediară este acest damă B6. Oh. Bătezi tu, mă, tot ziua! Păi nu poți să bat. A, să bat turnul. Da, corect, ai dreptate. Eu am văzut să mă așa, damă pe 6, regea 8, tură ea pe E4 și când îmi dă turn C1, damă G1. Și așa, dar asta e mai tare, într-adevăr. Ba nu tot la fel. Câștig o calitate, da. Eu acum. Tu acum, negru la mutare. Ce ușoară! Ce ușoară! Zi! Eu? Da. Damă de 4. Greșeam. Greșit. Torul ce... 1. Felicitări. Și când el bate, care e mutarea intermediară, Iulian, este el de păcat? Nu știu. Suntem la capitolul mutării intermediare. Turnea pe de 1 cu șah. Da. Și pe urmă poți să-ți bași și dama. Da. Tu ești aprobatorul de serviciu sau ce? Este el, da. Este arătus, dar vreau să-i sun. Alo. Albul la mutare. Bun. Poate că și drept. Am dat un mat. Bravo. Deci ăsta mi-a luat o piesă aici. Nu? Nebun. De ce? De plăcere. A, dar nu știi un pion, cred că. Nu, e strict structura. Cred că joace 6 aici. Da, e... Nu poate să-ți bată dama că ei e 6 ia pe 7 mat. Dar asta și că... Și acum batem. Acum batem și e mare problemă pentru el atât cale 6, cât și dama e 6, dama pe 7 mat. Da? Sau dama e 6, cal pe 7, furculiță la damă și la turn. Hai că terminăm asta cu mutări intermediare și chiar vă las să jucați. Albul la mutare. Nu mai vreau să mai joc cu dacă de-o. Da, joci cu mine. Nu. Joci tu foarte bine. Albul la mutare.
Albul la mutare. Depresie. Iuliane, albul la mutare. Pe tine te bag în camera de gardă. De depresie, nu am nicio cameră. De corecție, și... da. Nu, de depresie. De depresie, da. A văzut ciocolată, a văzut ciocolată ghezdoasă, mă, că ești, cred că, mă bucură de ziua. Ce mutăm cu albul aici? Nu știu. Nu știu. Am impresia că batem la E5, nu? Să batem la E5, calea pe E5. Calea pe E5, calea pe E5, de 4. Cal G5, Silia, degeaba, măi, copile. Și joc nebun H6 și râd de tine. Sincer, nici eu nu văd pe asta. Când e 5, e altceva. E bun, 3. 3 again, nu e. De 4. De 4? Da. Și eu mă gândim la asta, dar... Și acum... Și eu mă gândim la asta, dar într-o bună, nu știu. Și acum vine... Ce vine? Bătem? Nu, că ăsta e legat oricum. Da, nu e legat. Bătăm nebun pe 5. Hm? Bătăm nebun pe 5. Nebunul sau calul? Nebunul. Bătem cu calul sau cu pion. Păi mai multe bătăi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu am impresia că trebuie să-i joci damă de 3. Oh. E bun pe 5 de rubion, nu știu. E bun pe 5. Ce rost are, mă, nebun pe 5? Trai bine. Dacă vrei, eventual, cal pe 5. Da. Hai să bat cu pionul. Da. Hai să bat și pe ăsta. Și acum ce zic? Haide, doamne. Ah, bătem dama. Da, bătem dama și. De ce nu-i bună, mă? Bătem dama urma de cal pe 5. Sau eu n-am sacrificiu, vedem. A, e nebun, nebun hașa, nebun hașa cu. Aia te-am. Te bate și nebun hașa lință, tură aia. Nu înțeleg nici nebună. Nu, am impresia că direct ca pe 5, da. Și când bate, îți dau șah. Asta-i, de bia, asta-i mutarea intermediară. Da, e prea tare pentru noi, nu? Eu făcui ceva. Tu făcuși ceva, dar e prea tare pentru noi. Jucăm.